Hi, hello! Podcast cu numărul 18, podcast în pod, Dumbrăvița Insider, sau Insider Dumbrăvița, cum vreți dumneavoastră. Astăzi am invitat un prieten foarte bun de-al meu, care și el este dumbrăvițean prin adopție, ca și mine, ca și 90% din populația actuală a comunei Dumbrăvița. Un om care lucrează, sau mai bine zis, își desfășoară activitatea în a șaptea artă, frumoasă, cum se spune. Florin Iepan, bine ai venit la noi în pod. Mersi pentru invitație, Imi, și loc mișto și faceți, că nu e emisiunea asta, cei care, explicăm care e diferența între podcast și emisiune televiziune. Aici putem să înjurăm, să bem putem să alcool. Facem, da, putem să facem ce vrem noi. Asta am urmărit, eu urmăresc deja câteva podcasturi din astea și cred că au luat fața multor emisiuni formate de televiziune. Da, se pare că e un trend acum. Eu nici nu mai urmăresc pe... Am cablu, dar nu mai deschid. Eu am renunțat la da, deci televiziunea la programele prin moare, cablu. Dar nu se predă. Da, nu se predă, așa este. Cum nu facem și cum facem și noi, nu ne predăm. Murim încet, dar nu ne predăm. De ce te-am chemat? Pentru că și tu stai de ceva vreme în Dumbrăvița și ești un om care te ocupi de partea frumoasă, cum se spune, da? De imagine, de documentar. Ești regizor la bază. Nu mă ocup de partea frumoasă. Gândește că subiectele mele sunt și frumoase și tragice, respectiv urâte sau tragicomice. Filmul despre Decreței, nu? El are umor, are și o parte luminoasă, binele care la final învinge, dar de fapt dacă discutăm de interzicerea avorturilor în anii 60 și dramele, 70, care au urmat, Chighidu, centrele de exterminare a minorilor, n-a zice că ei mă ocup numai de partea frumoasă. Asta cu filmul în general, care e o artă frumoasă, o artă de sinteză și așa, asta s-a cam dus, știi, în special în documentar. Documentarul a devenit jurnal de război, practic, la momentul ăsta. Și uite că și războiul fizic e foarte aproape. Tu ai foarte multe documentare la activ, printre care și Odessa, ai făcut despre Bela Lugosi, iarăși un film despre primul actor care l-a jucat la Hollywood pe Dracula, nu? Johnny Weissmuller, despre Tarzan, da? De la Hollywood, exact. Da, născut în Freidorf, da? Da, la noi în Freidorf, da. Cum se spune. Da. În Freidorful nou, că era zona din Freidorful nou. De ce te-am chemat? Pentru că și tu ești dumbrăvițean de ceva ani și vreau să te întreb care a fost povestea de te-ai mutat în Dumbrăvița? Că... Tot are legătură cu o anumită fază în evoluția unei familii care cred că s-a repetat la foarte mulți. Ai copii mici, ei încep să crească, vor animale, vor un loc de joacă, vor și atunci te gândești, bă, ar fi bine să avem o casă, ce mișto ar fi chestia asta. Și te apuci de proiectul ăsta. În domeniul ăsta al meu banii nu sunt foarte mulți, se câștigă foarte greu. Acum se câștigă și mai greu ca înainte, dar să zicem acum, când ne-am pucat noi acum 15 ani, pentru copii am făcut-o. Și am avut noroc cu niște prieteni care aveau o mătușă în Dumbrăvița, care ne-a vândut așa un fund de grădină, era acolo un paradis, eram într-o livadă. Acum s-a mai tăiat, s-a mai construit în jurul nostru, dar încă e foarte bine față de cum stau alții. Și am construit așa, noi nu ne-am permis, nu știu ce, căsălău, piscină și alte aventuri, că nu era de unde. Nu știu dacă în zilele astea e bine să-ți faci un căsălău, dar la ce preț să... Da, mulți au făcut și na, bravo lor, nu le reproșez nimic. Și așa am ajuns. Deci povestea pe scurt e legată de copii, dar copiii sunt mari, studiază acum în Germania, deci am rămas noi cu animalele de companie. Cum vezi Dumbrăvița? Că ai ceva ani, ai 10, peste 10 ani, nu? Îți spun prima impresie, că noi am venit la prietenii ăștia, de fapt îl știe Călin, nu? Și da? Cu Ghizi, acum 15 ani, 16 ani, la ora, când noi am ajuns într-o dupămasă la ei și era la țară. Adică pe strada asta, Tudor Vladimirescu, unde stau eu, erau încă localnici, majoritatea erau maghiari, erau câteva case noi ale unor oameni foarte bogați și cam atât. Și localnici obișnuiți, nu? Oameni de rând, maghiari majoritatea. Asta mi-aduc aminte și acum, la ora 7-8 seara, au venit vacile de la păscut. Deci încă avea imaginea asta pastorală cu vacile care se întorceau și treceau pe Tudor Vladimirescu, da. Și asta presupun că spre oraș încă erau oameni care aveau grajduri cu animale,
porci, găini. Era o epocă de început și absolut fermecătoare, pentru că pe, ajungeai pe asfalt, pe drumul principal ăsta, pe Tăfișandor, și în 10 minute erai la mol. Nu știu, molul era construit sau atunci se construia, nu mai știu. Cred că era deja. Era acum 14-15 ani. Știu, cred da, că da. Cred că da. Era. Dar oricum, în 15 minute erai la, ce să zic, la continental, da, în zona centrală, da. Și era așa, de atunci ea s-a schimbat dramatic și se schimbă nu de la an la an, cred că de aproape de la lună la lună, adică eu nu mai înțeleg, nu mai recunosc nimic, trăim un soi de Armagedon de ăsta imobiliar, care deja la momentul ăsta, zic sincer, dacă aș avea posibilitatea, stau să mă gândesc care din naturile de atunci mai sunt valide. Valide acum, da. Da, pentru că ai un praf, trafic infernal. Dezvoltarea aduce după sine și asta nu e dezvoltare, asta e sufocarea unei comunități, pentru că dezvoltare înseamnă să te dezvolți după anumite reguli, principii și în funcție de posibilități. Da. Asta e o invazie, știi, noi parcă suntem o tabără de refugiați imobiliari, adică în fiecare zi mai vine un autobuz și îți mai aruncă 100 de refugiați imobiliari cu și ăia se uită la tine, noi ne uităm la ei, e panică totală, deci... Da, dar aici, după care, după povestea cu autobuzul cu refugiați, apar și cerințele, știi? Vrem... Păi asta a fost. Acum eu i-aș întreba nu pe cei din actuala administrație, dar aia care au, din administrațiile vechi, ce a fost în mintea lor când ei au băgat în intravilan mii de hectare din jurul, nu? Că vorbim, cred că de mii de hectare din jurul Dumbrăvițe sau sute, nu mai știu, dar o suprafață uriașă. Da, adică este. Au luat teren agricol unde erau iepuri și fazan și i-au zis, acolo se va construi. În momentul ăla, ei au dat totul peste cap. Era normal, nu? Să se construiască concentric, nu? Ca da. La copac, nu? Da. În jurul V3 vechi, ok, dezvoltăm încă o zonă, după aia mai dezvoltăm încă o... Nu! Ăștia au băgat în intravilan fazanii, iepurii, căpioarele, tot. Înțeleg? După care, acum noi știm ce a fost în mintea lor. N-are sens să ne mințim. Erau interese, erau bani și foarte bine. Bani la buget. Nu bani la buget, că banii de la buget se duc. Acum nu mă pricep eu la administrație, dar nici n-am o problemă cu oamenii care câștigă bani din imobiliare. Bă, trăim în capitalism, bineînțeles. Nu trebuie să fim egal, se descurcă jos pălăria, vând case, terenuri, au știut, au intuit chestii, bă, n-am ce să comentez, e bravo lor, adică eu n-am o problemă cu ei, eu am o problemă cu, știi cum se zice, nu-i prostă la care cere, e prostă la care dă. Dă. Și noi comunitatea dăm de la noi și zicem, da mai să se mute jumătate din Timișoara aici, că... Probabil așa vrea, nu știu, Uniunea Europeană, Putin, Dumnezeu, Sfântul Gheorghe, da, trebuie să se mute toți timișorenii în Dumbrăvița și noi după aia o să stăm așa, o să ne uităm unii la alții, așa, cred că o să mi se ridice părul în cap dacă îl mai avem până atunci. Da, da, da. Și o să zicem, băi, eu nu-l mai am, apropo. Da, dar îți spun, la momentul ăsta, fără, cu toată sinceritatea, sunt zone în oraș unde cred că e liniște și mai ok și cred că și prețurile sunt deja comparabile cu Dumbrăvița, deci nu mai are nicio logică, e ca în Caritas, ca în Gold și așa da. O bulă care crește și... Anul ăsta prețurile sunt mai mici, dar la anul se zic că o să crească și culmea cresc. Și eu tot am zis, mă, vine pandemia, se zic că o să se spargă bula asta. Nu s-a întâmplat nimic. Vine războiul cu Putin, se zic că un fug ăștia, vând tot și nu mai, crește tot, adică e ceva, știi? Da, mă rog, deci asta e partea, hai să zicem, care mă îngrijorează la momentul ăsta. Pe de altă parte, am vecini mișto. Încă în zona care stau vecinii? Eu, da, îmi cunosc vecinii, eu stau în Vatra Veche, acolo încă sunt urmașii maghiarilor de aici, care sunt oameni mișto, marea lor majoritate, și aia noi care s-au mutat, iarăși, sunt oameni de condiția noastră, deci
Din punctul ăsta de vedere, cum să zic, n-am ce să comentez. La mine pe stradă eu n-am văzut un om deplasat sau cu obiceiuri proaste. Sau... Era un fotbalist sau este un fotbalist celebru care asculta manele, dar să știi că de la un punct mi-au plăcut. Fiica mea mi-a zis, zice, păi tata, fiecare om la el în grădină ascultă cam ce vrea și zice, ce ești așa de sensibil? Ce vrei să-ți spună Wagner, Beethoven, Deep Purple, Pink Floyd? Și eu am zis, pare dreptate și nu, chiar nu m-a deranjat, dar da. El am înțeles că e mai mult pe la cluburi sau nu pleca, deci lumea din jurul nostru e foarte, foarte ok. La școală, uite, am avut proiectul ăsta, Dumbrăvița neîmblânzită, da, cu învățătoarele de la școala generală. Aici. Băi, oameni foarte deschiși, directorul, toți, adică dacă vrei să faci ceva... Te ajută lumea. Cum a pornit ideea asta cu Dumbrăvița neîmblânzită? Pentru că voi de ceva ani organizați festivalul Rod, Rod Festivalul, și mergeți prin tot felul. Tu aveai o vorbă când mai povesteam, spuneai că ăsta este un festival pentru oameni săraci sau ceva de genul. Da, noi mergem la ea la care nu merge nimeni, pe care noi, știi că toată povestea asta cu capitala culturală e aproape... proporție de 95% concentrată în centrul Timișoarei și pe zona de arte vizuale. Da. Adică acolo e miza, acolo, nu știu, o înghesuială teribilă. Noi ne ducem la către audiențele astea total neglijate, penitenciare, centre pentru minori, centre pentru persoane cu dizabilități, cătune, cartierele cele mai nu zice rău famate, dar cele mai, care n-au infrastructură culturală, cum e Blașcovici, dar mai ales zona Polonă, nu fabrica de zahăr, Smithfield acolo. Da. În general, proiectele noastre sunt niște proiecte nu foarte sofisticate de redistribuire actului cultural, adică e teatru, film, fotografie, și le duci în locațiile astea și le expui acolo și le distribui acolo. E un concept foarte simplu, dar din câte am înțeles aproape unic în România. Adică mai sunt proiecte individuale care fac exact ce facem noi, dar nu este o caravană din asta cu 40-50 de locații pe an, din mai până în noiembrie. Știi, cam așa am plecat. Aici aveam o problemă cu Dumbrăvița. Nu, în comuna bogată, ce să facem noi cu conceptul nostru? Eram cumva ca nu cam perete, deși și eu și Călin, nu? Da, care sunteți de locului acum. Și na, urmăream ce se întâmplă aici, dar ziceam, bă, oamenii ăștia au de toate, adică au posibilitatea să meargă în oraș, să consume, poate să meargă în străinătate... Ce să le oferim, cum și ce. Dar a apărut o chestie care, mă, personal, și știi că devii subiectiv de la un moment dat, a apărut ideea asta că gata, de mâine facem pădurea verde, parc și bănci, și toalete și amfiteatre și am știut ce e chestia asta, apropo de imobiliare și de ce înseamnă. Asta înseamnă deja o ocupare a unui spațiu verde, cu tot felul de idei din zona urbană. Cum să utilăm, adică cum să urbanizăm, folosim... urbanizăm pădurea. Da, și deși noi am primit asigurări, sau așa ni s-a zis, nu o să tem niciun copac, bun, tu nu tai copacii, sau vei tăia foarte puțin, dar momentul în care tu administrezi o pădure la modul la care administrezi un parc, biodiversitatea are de suferit, pentru că trec oameni, vin mașini, vin muncitori, strâng crengi, faci acces, nu? Oamenii care intră în pădure vor fi, și acum sunt mulți, dar asta e, atunci vor fi exponențial mai mulți. Și eu n-am înțeles, bă, de ce nu facem din parcuri păduri, nu din păduri parcuri, adică cine ne-a oprit până acum? Și după aia aflu că tot e un calcul de pe vremea lui Robu, când dădea foarte bine și o să dea în statistici, nu, că spațiul verde al Timișoarei, nu, a crescut cu atât. Ceea ce e o minciună, pentru că pădurea este externă Timișoarei, de fapt, ea este la o latură a orașului, chiar într-o zonă industrială, am putea spune, deci acolo nu sunt. Păi avem o fabrică și foarte mare în eu cred că toată buza pădurii. Da, un mare poluator care ne face pulbere pe tot și pădurea, din câte am înțeles de la pădurari și de la specialiști, pădurea de la poluarea asta de la permanentă, permanentă, ea este continental, mai că ce ne ascunde e clar, e tipul mai continentalul. Așa? Da, nu se mai regenerează. Da, nu apucă să se regenereze natura. Păi da, și îi
Adică noi, eu sunt convins că majoritatea oamenilor care gândesc proiecte din astea, în esență ei sunt pentru mediu, pentru biodiversitate. Toți sunt așa. Și chiar, nu? Toți ne-am luptat pentru Roșia Montană, să ne taie pădurile. Toți am avut discursul ăsta. Când avem un caz concret, bă, da, hai să mai facem o pistă de bici, să punem niște bănci, să punem un chioșc iluminat, vedem cum... Păi o să sufere un pic natura, păi e ultima, dacă te uiți ultima pe hartă, insulă e de verdeață. E cea mai ultima insuliță de verdeață care are urme de sălbăticie și pădurea Bistra, nu? De lângă, care aia e aproape terminată, aia a devenit mol cultural, facem un festival, acolo a fost o chestie, eu am rămas șocat cum așa mulți parteneri au găsit. Când tu zici că faci un festival Codru, da? Și el ai numele mediului, că vei planta copaci, dar tu îl faci la limita Codrului sau chiar în Codru, aduci muzică, pui vați, circulație și zici că chestia e făcută pentru natură. Deci uneori ori suntem naivi, ori suntem la dreptul proști când cumpărăm chestii din astea, da? Păi fă-ți festivalul Codru pe beton, strânge resursele de acolo și plantează încă o pădure Bistră, dar nu intra tu cu show-ul tău în pădure, care e de fapt o idee de a ocupa un spațiu privat sau public undeva unde natura nu se poate apăra. De fapt, și asta se întâmplă și cu pădurea verde. Ce se întâmplă cu Bistră și acum, ce se întâmplă cu muzeul satului, nu? Păi în copilăria noastră, Imi, la muzeul satului era chiar o atmosferă de sat. Păi da, așa, înțelegi? Când mergeam, deci era... mai erau oameni care pur și simplu găteau acolo, găteau, erau, trăiau animale, în anumite și case. Și chiar aveai sentimentul că ai o reproducere, pe vremea lui Ceaușescu vorbesc, nu mai recent, că ai o reproducere a unui satului, ecosistem și eu ca copil mergeam cu taică-miu, pescuiam, era o baltă asta care există acum, mai și este. Acum, dar aveam clar un sentiment de asta că sunt într-un spațiu absolut special. Acum arată ca o oci copiați. Înțelegi? Pentru că niște băieți de pe la Consiliul Județean au zis, bă, ia să-i tragem noi lui Friț o scenă paralelă, să arătăm noi ce tari suntem noi din zonă. Dar băieții de la el din partid, atenție, de la Consiliul Județean e o alianță, înțelegi, USR-PNL, știi? Și băieții ăștia din USR, de la Consiliul Județean, au zis, bă, ia să facem noi o scenă acolo, să duduie muzica, să dăm cu artificii, cu din astea, să fie bine, știi? Tot lângă pădurea verde. Grădina zoologică, asta nu? Asta se vinde. Grădina zoologică e un punct închis. A fost închis. Acolo din punctul meu de vedere, mai bine. Au procedat corect. E mai bine pentru că tine, animalele acelea trăiau în niște condiții care... Acolo era un lagăr de tortură pentru animale. Da, da. Și foarte bine, dar nu s-a luat o decizie vis-a-vis de grădina zoologică, dar se ia o decizie vis-a-vis de pădurea verde. Vezi cum e logica? În loc să redăm grădina zoologică pădurii care era absolut logic, așa? Nu, noi administrăm pădurea și cu grădina zoologică ne mai gândim. Ce să te gândești? Redă-o, lipește-o de pădure. Și așa s-a născut povestea cu Dumbrăvița neîmblânzită, nu? Așa s-a născut și am apelat la un dumbrăvițean, tu știi, pe Attila Cosma, un fotograf pasionat. Da. Și am zis, nu te du-n pădure, du-te în Dumbrăvița, în zona urbană, ca să zic așa, și găsește animale, insecte, plante, reptile, ce consideri tu că e relevant. Și vreau să zic că a găsit. Deci a găsit biodiversitate în zona locuită, înțelegi? Deci ele, săracele, încearcă să se adapteze la ce li se întâmplă. Și a ieșit o expoziție foarte interesantă, Dumbrăvița neîmblânzită, am făcut niște fotografii format mare, am avut o acțiune cu școala gimnazială, cu clasele primare, în care a fost o discuție despre natură, Otilo l-a explicat cum poți să faci o poză, care sunt, de exemplu, orele, nici eu n-am știut asta, că de fapt ai o oră dimineață și ai cam o oră seara spre apus. Intervalele orare în care atunci, poți să... Atunci ai cel mai optim și ai șansele cele mai mari să te apropii de un animal, pentru că el este atunci preocupat de, odată iese din ascunziș și e preocupat de hrană, e foarte activ. Da. După care n-ai, ziua poți să umbli toată ziua prin pădure, aproape nu vezi nimic. Deci, ele se retrag în ascunzișurile lor. Dacă o să mai aibă unde, pentru că momentul în care, știi că în planul ăsta se zice că vom reface de fapt cu rumeguș, cu pietriș, cărările care figurează pe harta
Păi bun, dacă tu le refaci, atunci acolo o să-ți vină bicicliști, o să-ți vină oameni cu câini dezlegați. Păi, oricum sunt vină... niște piste de bicicle, adică piste de niște cărări pe care circulăm și noi cu bicicleta. Păi, da, deci... dar ele erau, cum să zic, așa cum s-a dezvoltat legal, ilegal, mie mi se pare ok. Că ai drumul ăla principal care pleacă de la baraj, merge la grădina zoologică, da, care e destul de lung pentru cine vrea să facă o plimbare, să facă o plimbare sau chiar să facă sport. Și mai erau niște mici poteți secundare dezvoltate de oameni. Eu zic că era ok. În momentul în care amenajezi, atunci oamenii vor intra în profunzime și zonele astea de refugiu ale pentru animalelor, animale, da, în special, dispar. Și mai mi-a explicat cineva, ne-a explicat de fapt la când ne-am făcut și un filmuleț pe care o să-l punem în curând pe YouTube, ne-a explicat cineva că omul când intră în pădure nu înțelege ce se întâmplă acolo. De exemplu, vede un pui de pasăre, are tendința bine intenționată să-l salveze, știi, să-l ia, să-l ducă în oraș, să caute o... El, de fapt, e într-o fază de o săptămână sau două în care el se ridică de pe sol. Părinții sunt acolo, nu e niciun pericol. Omul intervine uneori și din dorința de a din face dorința bine. De ajuta, da, intervine și, de fapt, face un rău. Cum am făcut eu cu un arici mare din curtea vecinilor, care au zis, uite, am găsit ariciul ăsta mare, ce să facem cu el? Păi nu lăsăm că la traficul de pe stradă o să-l calce o mașină. L-am luat, l-am dus la marginea pădurii verzi, da? Și a doua zi, același vecin a zis, bă, uite-s niște pui de arici. De fapt, era o mamă care avea, care avea pui. Da. Am salvat doi pui și fotografia cu ei am expus-o și pe site la noi, la Rod, și în, da, da, cu cei doi pui mici de arici. Dar am făcut o prostie, că eu, de fapt, am luat o mamă de lângă pui ei. Deci, da, din dorința de a ajuta. Ajuta. Deci, da. Asta zic, știi, din foarte multe bune intenții, facem niște greșeli că nu ne pricepem și nu înțelegem. Dar, ca să încheiem cu subiectul ăsta cu pădurea verde transformată în pădure parc, care eu zic e așa, o semi-minciună. Băi, ok. E ca și cu milt hibridul la mașină. Da, cam pe acolo. Băi, ok, bun. Vrei să o transformi, poate sunt lucruri care trebuie corectate. Dar gândește și niște măsuri de contrareacție, adică fă surse de apă pentru animale, fă zone de excluziune, fă zone în care să nu poată să intre oamenii, mai plantează, nu știu, ajută cumva, găsește niște măsuri ca specialist ca să un pic să reduci din efectele prezenței umane masive în pădure, da? Și tu știi ca specialist ce trebuie să faci. Gândește-te că animalele deja pierd toată zona asta agricolă, nu, care exista în jurul pădurii unde ele se hrăneau. Fă-le în interior niște culturi, gândește un sistem integrat. Nu, am dat-o înainte ca pompierii, domne, nu tem niciun copac. Bun, foarte bine că nu te-ați, dar nu, ai jumătate din problemă. Oricum, știi? Problema animalelor va fi din ce în ce mai mare, deoarece în jurul, cum ai spus, în jurul, da, pădurii, nu, în partea noastră dreaptă, cum stăm acum, este Giarmatavi, care se extinde și ea de la o zi la alta, ca și Dumbrăvița. Foarte agresiv, da. Dumbrăvița la fel, unde erau, da, terenuri agricole, unde veneau animalele și căutau hrană. Acum nu mai există. Încep să apară case acolo. Exact, da, nu mai există. Deci ele, vor, din păcate, se vor restrânge la ce vor găsi în interiorul pădurii. Da, știi care e culmea? Noi ăștia care construim de jur împrejurul pădurii, suntem oameni care, întrebați așa în privat, iubim natura. Pe toți iubim, pe de-aia ne, dar și mutăm în zona caz, asta, că ne place aici natura. Aici e un caz de ipocrizie, adică noi iubim natura în teorie și le batem obrazul țăranilor din Apuseni care ies cu căruțele, nu cu lemn furat de la ei din pădure. Da. Dar când suntem noi puși în situația asta, ne gândim, acum să mă lase cu animalele, că eu vreau pistă de biciclete, eu vreau bănci, eu vreau toaletă, eu vreau... nu știu, să mă plimb și noaptea la 12 în siguranță, să băgăm poliție, poliție călare, multă, știi? Și încet, încet, tu pierzi ideea de biodiversitate totală, aia dispare și utilezi. Din punctul tău de vedere, crezi că va, da, fi așa un început al sfârșitului? Dacă îi lăsăm să facă ce cred ei, și îți mai zic încă o chestie, ai văzut inginerul Silvic de la primărie, el nici măcar nu ne-a dat garanția că nu se va vâna în pădurea verde. Deci o să ai ziua activități, sport și din astea și în anumite momente, noaptea, dimineața, seara, el ne-a zis că nu e exclus că nu se va vâna, că de ce să nu se vâneze? Deci o să ai și vânători acolo. Deci ascultă-mă ce zic, este catastrofa perfectă,
Însă ea, cum să-ți spun, ea are o valoare simbolică. Cum ne comportăm cu pădurea asta? De fapt, astea sunt valorile pe care le avem noi fiecare. Asta e adevărul, că noi trebuie să facem o alegere. O facem praf, o parcelăm, intrăm în ea. Știi că robo a zis să o folosim. Chiar ăsta era termenul lui. Da. Păi dacă o folosim, noi nu mai folosesc animalele. E absolut. Înțelegi? Și în loc să coexist sau să prezerv chestia asta, dar cu cap, știi, tu zici, noi, ce mișto, să avem un parc, băgăm, ai văzut că vor să bage, cred că și instalații de forță, adică îți muți sala ta de fitness, ți-o muți în pădure și zici că iubești natura. Păi aer curat. Păi aia, înțelegi? Și nu-ți mai zic... Da, da, vezi, eu am fost la prezentarea documentarului vostru. Au venit, spre surprinderea mea, destul de mulți cetățeni din Dumbrăvița care au fost interesați și asta e un lucru bun și sper că au și înțeles ceva din ce au văzut. Da, sau dacă nu, nu e o problemă, că o să aibă timp să rumege, cum se spune. Dar asta vreau să zic, că ce mi se pare interesant în toată discuția care a avut loc după prezentarea documentarului vostru despre pădurea verde, a fost că ne tot dădeau exemple, că și la Stuttgart există, că și la nu știu unde există. Central Park din New York. Așa, și așa mai departe, da. Numai deci, nu știu ce animale sălbatice mai trăiesc în Central Park-ul din New York. Nu, probabil că trăiesc, dar asta e culmea. Tu ai parcul central din Timișoara, păi fă-l pe la Central Park, adu acolo animale sălbatice, recrează acolo un ecosistem. Și aia jos pălăria, dar nu, tu te duci acolo unde ecosistemul există și zici, bă, hai să-l facem ca Central Park-ul. Mâine, poi mâine, îl înconjurăm și cu zgârie nor, nu? Că așa e în Central Park. Bine, nu deci, lipsește mult. Nu lipsește mult. Dar revenim, că tot ce se întâmplă în jurul Timișoarei și cu pădurea verde, și cu Bistra, și cu Muzeul Satului, totul exprimă această explozie imobiliară care, cum să zic, ea mătură tot, e atât de puternică pentru că alimentează niște interese din zona politică, de ce să nu spunem, sau zona de business, încât eu sunt convins că terenurile alea de la marginea de nord a pădurii, știi cum o să fie piciuite clienților? O să zică, domne, aveți acum parc aici? V-a făcut friț piste, ajungeți cu aveți bicicleta, 4. În 15 minute sunteți la mall cu bicicleta, prin parc, aveți lumină, aveți gardien, e safe. Să vezi, o să fie mai scumpe terenurile alea de lângă parc, știi, deja, cum să zic, industria asta imobiliară care, repet, n-am cu oamenii de acolo nicio problemă, câștig o pâine, își rănesc familiile, eu le înțeleg perfect interesele lor, dar ea devine dominantă și atunci acestă și influențează tot. Tu știi bine că cunoști mediul politic mult mai bine decât îl cunosc eu. Sunt mulți bani din zona asta imobiliară, sunt multe interese ale politicieni care sunt dezvoltatori de proiecte imobiliare, deci nu are sens să mai discutăm. Este o nebunie ce se întâmplă, dar există și alte interese decât ale imobiliare, eu atâta zic. Bă, de acord, eu înțeleg că voi aveți un interes, dar hai să găsim o cale de mijloc, altfel ne ducem dracului toți. Adică așa este, da, așa este. Eu nu mai înțeleg și mediu, și oameni, și tot, adică se termină tot în momentul, știi, și ziceai, bă, ce mai, cum ți se pare Dumbrăvița astăzi față de a 15 ani? Mă, și asta vreau să te mai întreb, apropo, să nu-ți uiți ideea, dacă o mai simți ca și o comună. Păi, ca știi un sat. Care era? Eu aveam o speranță atunci. Eu știam că ea se va dezvolta și va crește, dar bănuiam că vor fi oameni ca noi. Adică zona middle class, vom fi omogeni, vom fi cam toți pe aceeași frecvență, nu sunt problemele din oraș, unde ai pensionari, ai categorii sociale, ai problemele orașului, da? Aici suntem toți și chiar speram că vom fi o comunitate foarte mișto. Înțelegi? Până acum 4-5 ani. Unde lucrurile au luat o razna, am avut o administrație de nivel sătesc, asta e părerea mea despre administrațiile precedente, cu asta mă mai gândesc ce fac, dar îți spun sincer, rugi, artificii, țărănie, prostie, cum să zic, din asta, asta era nivelul primarului și al consilierilor locali, suntem înțelegi? Într-o comună până la urmă, un sat, nu? Aici te contrazic, noi nu suntem într-o comună. Noi suntem parte din Timișoara, de fapt. Dacă ar fi domnul Gheza de față, s-ar supăra.
Domnul Gheza, să-i dea Dumnezeu sănătate, am înțeles că nu duce foarte bine. Dar noi nu suntem, noi suntem urbani, timișoreni, 100% gândim urban, avem obiceiuri, de-aia eu am rămas șocat ce amploare a luat chestia asta cu ruga din Dumbrăvița, când noi, eu arată-mi tu țărani imi, arată-mi tu unul care merge cu vaca la păscut sau face agricultură aici. Adevărul e că am mai văzut acum 2 săptămâni, 2 vaci, într-adevăr. Da, poftim. Deci am mai văzut. Știi? Și ideea asta că noi suntem educați tot timpul, că suntem la țară, că suntem o comună, că suntem un stat, e o minciună, o tâmpenie. Și... păi înseamnă că e bună chestia aia care tot o spun în podcasturi. E un dormitor, mă, al Timișoarei până la urmă. Nu, noi suntem, de facto suntem parte din Timișoara, dar într-adevăr doar cu componenta asta de dormitor. Știi? Adică suntem un cartier al Timișoarei, dar care nu e integrat. Și de-aia eu cred că chestia logică în momentul ăsta, oricât de șocant ar părea pentru unii, și pe care eu o propun măcar ca temă de discuție, băi, hai să ne unim cu Timișoara. Pentru că sunt dezavantaje, dar avantajele sunt mult mai multe și măcar ai o viziune... Care ar fi dezavantajele? Uite, apropo, dacă... Păi, dezavantajul este că, de exemplu, mie îmi plac funcționarii de la Dumbrăvița, sunt mai buni și mai ok decât ăia de la Timișoara. Bun, dar poate să face fie... și cu ăia și cu ăștia. Poate să existe și în sistemul periurbanele să se unească cu Timișoara și să existe și ca sectoarele de la București, exact, de exemplu. Să existe fie... primăria Timișoara central și... Asta e o chestie care merge bine la Timișoara. Vrei să-ți faci un buletin, ai nevoie de un act, în câteva zile îți rezolvi problema. Asta nu cred că se întâmplă în Timișoara. Înțelegi? Durează, oamenii de aici sunt amabili, mie așa mi se pare. Nu știu dacă e meritul actualei administrații sau fostelor. Mă înțeleg bine cu zona asta de oameni locali. Oamenii sunt angajați de mai mulți ani. Tu, da. Da, 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 sunt oameni ok, te ajută dacă se poartă frumos cu tine. Chiar dacă e multă lume, încearcă să stea calm. Să ajute pe fiecare cât și se așa, poate. Da. Școala, iarăși, mie mi se pare că colectivul ăsta de învățătoare, profesori, e foarte mișto. Al treilea an consecutiv top 10 în județul Timiș, da, adică poftim. Concurează cu școli, cu școli bune, bune, dar din Timișoara. N-avem licee, știi? Apropo, e nevoie de un liceu în Dumbrăvița, din punctul tău de vedere. De-aia ar merita să ne unim cu orașul, ca să ne construim și altceva decât casele noastre aici. Să ne construim o infrastructură. De ce să nu avem o facultate în Dumbrăvița, înțelegi? Sau o secție a unei facultăți? De ce să nu avem 2-3 centre civice? De ce să nu avem mai multe restaurante sau mai multe zone de sport sau din astea, înțelegi? De ce să nu ne dezvoltăm ca un oraș? Noi ne dezvoltăm cumva... ca un proiect de ăsta exclusiv imobiliar, dar și ăla prost gândit. Știi? E un documentar și recomand la urmăritorii tăi, se cheamă The Bubble, este pe YouTube și este despre un soi de Dumbrăvițe făcute adevărat pentru pensionari în Florida. Și eu mă gândeam că mă uitam, la sigur, acolo tema e mai complexă, mai complicată, dar mă gândeam, dar bă, eu aș fi vrut să trăiesc într-un bubble de ăsta, un soi de gate city, știi? Da, 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 pe poate chiar în asta trăim. Nu, că nu mai am pierdut trenul ăla, înțelegi că acum avem blocuri, avem blocuri răsturnate, avem o lume pe care eu nu mai înțeleg, știi? În bubble ăla toți respectă regula, toți sunt happy, nu există noțiunea de moarte în bubble, nu există noțiunea de suferință oficial. Toată lumea e veselă, toată lumea merge la dans, la golf, sigur, toți oamenii, au peste 80 de ani. Da, oamenii sunt relaxați. Sunt relaxați și asta e o regulă, ei trăiesc într-un soi de paradis, dar eu asta am sperat că Dumbrăvița va fi o zonă în care vor trăi mai degrabă păi oameni. Eu cred că și cei care s-au mutat acum 2 ani sau 5 ani sau acum un an, cred că tot asta au sperat sau asta își doreau. Dar nu mai e posibil, deci în această tabără de refugiați imobiliari în care zic... Asta e bună! Așa? Ăia cu bani vor pleca dacă nu pleacă deja. Ăia care au investit mult acum 10-15 ani... Avem un exemplu, Robert Șerban, care așa? Îl cunoști și tu foarte da. Bine, a stat în Dumbrăvița și a vândut casa și s-a mutat. Poftim, n-am știut. Da, acum câțiva ani și l-am întrebat pe Robert... Da. Zic, Robert, tu ești om de cultură, ești mai chill de felul tău, ești un om care ai alte viziuni, ești mai relaxat. Așa. Ce nu mai este deja mult prea aglomerat. Ca să ajung în Timișoara, de exemplu, la emisiune, la TVR Timișoara, fac mai mult decât dacă merg până la colțul străzii. Adică eu nu văd rațiunea unui om care... Da, aici, un exemplu și am mai auzit. Eu am văzut casele unor oameni mult mai bogați decât mine, da? Care arătau exact alea din vest. Și te gândeai, bă, oamenii ăia vor să rămână până la pensie aici. Dar în momentul ăsta,
Eu nu mai văd rațiunea pentru care i-ar vrea să rămână în la atâtea dezavantaje și atâtea probleme. Ne-am aglomerat prea mult. Dar nu e aglomerație, e vorba de poluare, e vorba de poluare fonică. Nu uita că descărcarea aia pe care o așteaptă mulți, aia va fi cuiul din sicriul acestei comunități. În momentul cele ăla, patru benzi. Da, în momentul ăla Dumbrăvița va fi tăiată în două. De fapt, cred că un arhitect a și explicat chestia asta foarte... Nu mai tu poate îl cunoști. A zis, vor fi două Dumbrăvițe, asta spre pădure și asta spre calea Radului, care nu o să mai aibă nimic în comun una cu alta, pentru că și așa va fi. Să-ți treacă o autostradă prin mijloc. Și aici Gheza săracu a încercat, fostul primar, să se opună el cu stâlpii, cu astea povestea el, dar n-a reușit, evident. Aici noi am fost trădați de consilierii locali, dar și de politicienii locali, pentru că am fi putut să zicem, bă, nu descărcați pe aici, faceți cum vreți. Căutați varianta ocolitoare. Bine, mie Falcă, fostul primar al Radului, mi-a zis, zice, pe ai voștri de la Timișoara, cine era la primărie, la Consiliul Județean, cred că era Staficiuc. Zice, nu i-a interesat când s-a făcut autostrada. Păi da, asta este paradoxul, apropo, că sărim dintr-un subiect în altul, dar nu contează. Asta e paradoxul, de fapt, că Aradul, care e o localitate mult mai mică decât Timișoara, și mult mai liniștită, și simpatică, și de un oraș frumos, și Timișoara, pentru mine, ca timișorean, rămâne orașul de suflet. Are trei descărcări de pe autostradă în buza orașului, iar noi, ca Timișoara, tot cu Banatul Fruncea, că Revoluția, prima trupă de jazz, Johnny Weissmuller și X și Y, jos pălăria, prima fabrică de bere și alte povești din astea, primul oraș iluminat electric din Europa și avem autostrada la 11 km. La București. Da, avem la 11 km. Ea se desena la București. Falcă a avut pârghile, păi, a avut să o aducă lângă Arad, să-și facă centură din ea, exact. Să facă trei descărcări. Ăștia-i noștri de aici și cred că Ostaficiuc era președinte. Ăștia-i noștri de aici nici n-au știut că autostrada pleacă. Deci dacă te uiți pe hartă, este autostrada pleacă de la Arad către Deva. Da. N-are nicio treabă cu Timișoara. Da. Face așa o mică burtă. O buclă, Dar aia probabil, nu știu, că li s-a părut terenul mai moale de construit. Dar în rest, cred că dacă era după ea de la București, o făceau pe sus, pe la Bihor. Dacă era după mintea lor. Sau o făceau drept. Sau o făceau drept, exact. Pe Mureș. Da. O făceau în paralel cu Mureșul. Da. E, asta e o problemă de fond a Timișoarei, care pe de o parte se dă foarte bățoasă și nu știu cum, dar într-un stat centralizat cum e România, nu te înțelegi cu Bucureștiul, nu primești. Nu există. Nu există. Nu există. Și noi în continuare suntem acolo și îți dau exemplu capitalei culturale. Câte luni mai avem până la anul capitalei? Păi mai avem mâine 1 noiembrie, mai avem două luni. Două luni. Tu știi că guvernul României n-a dat un leu? Pentru capitala cultura, pentru nimic. Am program cultural, infrastructură. Că au banii. Dar n-au dat un leu, tu înțelegi? Așteaptă rectificarea, poate, bugetară. Tu înțelegi? Dar cum să o aștepți? Adică tu înțelegi că ăia de la București fac pipi pe noi, că la podcast putem să zicem asta? Putem să vorbim liniștit. Îi doare în fund de Timișoara și de capitala noastră. Eu sunt foarte curios să văd. Uite, apropo de cultură, noi, ca Dumbrăvița, puteam să fim integrați în povestea asta cu capitală. Am putea să fim un ombilic al Timișoarei. Am fi putut, dar domnul primar și-a tras o echipă de la București, de la UATC și de la Cluj. Eu știi când a fost colul ăla pe proiect acum 2 ani? Da. Noi am propus un proiect prin care să facem împreună o strategie culturală pe 10 ani. Pe 10 ani a Dumbrăviței. Da. În care erau două idei mari și late. În care ziceam, nu dați gratuitate la populație, că aici sunt oameni care au posibilitatea să plătească actul artistic, dați-le calitate. Corect. Aduceți antreprenori, aduceți producătorii de show-uri și aici îți vin ăștia și îți plătesc ca la Viena, n-au o problemă, dar aduceți-le cel mai bun teatru de păpuși, nu aduceți numai Merlinul, aduceți unul din Anglia, creează premisele că Dumbrăvițeanu dă și 50 de euro dacă copilul lui vede o chestie unică în lume. Întrebarea e, dă sau nu dă? Dă. Da, sunt oameni educați care umblă, aici ei știu să evalueze, n-am ce să comentez nicio problemă. Vis-a-vis și mai era o componentă în aplicația pe care am făcut-o, în care ziceam, hai să devenim un pol pentru industrie creative, pentru că sunt mulți oameni, cum sunt și eu, care producem film, muzică, animație, care stăm în Dumbrăviță oricum,
creați un pol aici de în aceea care... te-am și chemat, pentru că ești un om care ești în zona de creație asta era ideea, Timișoara nu are o concepție, adică are o strategie culturală, dar de fapt ea nu e aplicată, aplică-o tu la Dumbrăvița, că oricum jumătate din noi locuim aici. Fă un context economic, de fapt, în care să relochezi tot ce înseamnă producție, mai ales din zona asta independentă. Uite cum sunteți și voi, de fapt, că și voi sunteți o unitate de producție. Înțelegi? Da. E, băi, n-am primit niciun răspuns. Am aplicat, nu ne-au zis, e rău, e nu e rău, după care l-am văzut pe domnul primar cu niște fete din București și din Cluj, care nu știau cu o lună înainte unde-i Dumbrăvița pe hartă. Și alea ne fac și nouă acum strategia culturală. Am rămas mască. Și am zis, bă, asta e, o fi, știi, și aici, aici e o boală a useristului, înțelegi, în administrație, pe care o văd și la Dominic, o văd și aici, în care expertul din, de la 500 de kilometri, ăla-i obiectiv și ăla-i profesionist. N-are partii priori. Da, și vreau să zic n-are partii priori. N-are partii, și vreau să zic că toți săracii experți, care eu nu le contez calitatea sau așa, ei vin la bănuți, ei vin la bani, ei vin la fii, ei vin la contractul de consultanță, ei nu vin că ne iubesc pe noi sau că au nu știu ce idei. Ei săraci vin pentru că urmăresc, ca și în capitalism, vrea să mânce și gura lor ceva. Da, să mâncă și gura lor ceva, cum se spune. Și ăsta e un caz de clar de o întâlnire ratată a actualei administrații cu oamenii din comunitate. Înțelegi? Adică tu nu ești capabil să ai un dialog cu ai tăi pe zona asta culturală, și apelezi la niște oameni care, ei ce fac, ei, cum să zic, nici nu comunică cu noi, ei au chestiile lor și fac o strategie și am văzut proiectul lor când desenau niște chestii, le-au făcut la copii, dacă ai văzut desenele alea. Da, am văzut, am fost. Știi, eu am rămas, știi, și un copil a făcut știri în care era ironizat primarul, era amuzant până la un punct, dar ziceam, băi, strategie culturală e o chestie aproape tehnică, științifică. Cum știu o că și am avut contact cu cei din, care au avut tabăra asta de creație și eu am un proiect care îmi doresc de foarte mult timp să fac reporterul școlii și sper să reușesc să fac asta cu copiii. Cu copiii, da. Dar, na, o să vedem ce se mai întâmplă. Apropo e, de... e dificil cu copiii, îți spun. Eu știu că este. Pe care o avem și noi la rot. E dificil din punctul de vedere al legislației, de fapt. Da, pentru din că păcate, în momentul da. În care lași un copil să se ia în serios, el îți face anumite lucruri, dar nu știe. Tu n-ai un coverage legal, da, de fapt. Da, nu ai cum să acoperi totul și, legal. Părinții lui, de fapt, ar trebui să fie reporteri împreună cu minorul pe care exact. Îl întrețin. Da. Și intri într-o zonă, voi puteți să încercați, dar eu, de exemplu, dacă un copil ar face o știre care m-ar defavoriza pe mine, nu știu, m-ar lua la mișto, pe bune, într-o anumită chestie, intri într-o problemă legală foarte complicată. Știu, aici e o chestie cu protecția copilului. Da, copilului, plus el nu-și poate folosi imaginea, da. E o nebunie. E o chestie mai complicată. Eu zic că, na, s-a exagerat din punctul ăsta de vedere, știi? Bine, ideea e nu să faci știri negative, ideea e să arăți o zi din viața unui elev în școală, poți să faci. Care tu știi chestie... ideea noastră, că noi vrem să facem un reality show cu Dumbrăvița, înțelegi? Eu în continuare, apropo, cred că am avea subiecte. Apropo, de chestia asta, o să ajungem și la zona de cultură, că ai zis de rugi și de așa mai departe, că vechile administrații erau pe zona de sat. Dar și noua, acum, așa, și noua administrație da, a preluat aproape toată. Dar vreau, apropo de chestia asta, te-ai gândit vreodată să încep să faci un documentar gen cum a fost show-ul fostul nostru coleg Flavius Băican, Minunatele povestiri ale navetistului Bănățean? Apropo, căutați pe YouTube, că merită să vedeți. Ce zici, să facem, nu minunatele, să facem povestirile de dimineață ale Dumbrăvițeanului, știi? Nu o să poți, pentru că Flavius opera cu totul alt mediu. Da, știu, eu știu. El cumva exploata ruralul ăla foarte colorat. Și nu știu Aici noi trăim într-o lume cu uși metalice, electronice, închise. Camere deschise. De la vedere. În schimb, noi avem un reality show pe care îl fac câțiva consilieri locali, pe care eu îl urmăresc cu un interes profesional. Că mi se pare că el a devenit toate ședințele astea de consiliu. Asta am vrut să te urmărești ședințele de consiliu. Le urmăresc pentru că le urmăresc sigur. Pe de o parte, eu sunt absolut
eu nu înțeleg care sunt tensiunile de acolo, nefiind băgat în ciorbița da, asta politică. Da, tu ești genul de om care niciodată n-ai fost cu niciun partid, n-ai avut partipriuri niciodată. Eu nu înțeleg ce vor oamenii, adică bă, am ales un primar. Binele nostru. Păi nu, dar am ales un primar, s-a format o anumită consilierii, formulă tot politică. Tot noi am ales pe listă. Păi asta zic, de ce o parte din consilieri vor să transforme în Big Brother fiecare ședință de consiliu local? Eu nu înțeleg chestia asta. Orice motive ar avea, hai până la, se termină mandatul actualei administrații, lasă-l pe omul ăla să lucreze. Păi și ei trebuie să lucreze, nu numai primarul, că și ei trebuie să lucreze. Probabil ca și că consilier, și ei pentru să lucreze, că ei sunt legiuitorul. Dacă fiecare ședință cu aproape jurături, mai urmează faza aia cu aruncat de pahare și pantofi. Ca în Ucraina când se băteau păi, în Parlament. Să știi, deci apropo. Aia mai urmează și pe mine chestia asta un pic mă revoltă, adică chiar faceți pipi pe votul meu, lasă... Așa simți? Eu așa simt, n-am o, după cum ai văzut, l-am și criticat pe primar, eu n-am o afinitate cu el, dar lasă-l, domne, pe omul ăsta să-și termine chestia, după 4 ani ne uităm toți la el, îl judecăm, alegem pe altul dacă nu i-a plăcut, e atât de simplu în democrație chestia asta. Tensiunea asta și eu aș înțelege dacă tensiunea asta ar fi pe o temă de fond. Bă, nu știu, am rămas fără apă și rămânem de multe ori fără apă. Apropo, ai probleme și tu cu presiunea. Eu am probleme cu presiunea, dar eu înțeleg foarte bine de ce la ritmul la care se construiește o să aducem apă de acasă să băgăm noi în instalație. Să mergem cu bidoanele la frizer, vorba unei consiliere. Exact, o să mergem cu bidoanele, asta e mișto, e o metaforă mișto, cu bidoanele la frizer. Cum ai avut și tu metafora aia mișto în documentar cu casa de bani de la sfârșitul documentarului cu parcul cu pădurea parc nu știu cât s-au înțeles-o. O să înțeleagă mai mulți, na, când o să pune filmul pe YouTube, îl rediscutăm. Dar deci ai tu probleme la presiune. Păi am, evident, și nu numai la presiune, pentru că toate utilitățile se duc în jos în momentul în care e un număr foarte mare de utilizatori. Consumul crește ca și la curent electric și la toate, la orice, deci la orice înțelegi, noi suferim. Transport în comun, tot, știi, tu dacă acomodezi mii de oameni în fiecare an care vin cu problemele lor, cu nevoile lor, păi nu mai faci față. Apropo, crezi că se vor găta vreodată problemele astea în Dumbrăvița, care sunt acum probleme... De aia gândește-te, uite, că... te întreb pe tine, nu e logic dacă ai probleme, dacă ai nevoi foarte mari, nu e logic de fapt să te unești cu Timișoara? Sigur, se face printr-un referendum, te unești cu orașul și atunci e o altă forță financiară și îți mai zic o chestie, și interesele astea din zona imobiliară sunt mai greu de servit, pentru că atunci nu se mai duc o gașcă de agenți imobiliari în consiliul local. Ei trebuie să ajungă în consiliul ăla mare local de la Timișoara. Și mai complicat. Cumva ei trebuie să înțeleagă, ori dacă ne terorizează pe toți, atunci eu voi fi unul care o să-l votez pe primarul ăla care zice primul lucru care îl fac referendum să ne unim cu Timișoara și gata. Înțelegi că eu nu mai cred că ne putem înțelege local, sunt prea multe tensiuni și nu se rezolvă problemele, chiar se creează unele noi. Și atunci noi avem două opțiuni în față, ori schimbăm lucrurile, ori plecăm din Dumbrăvița, noi ăștia care am construit acum 10-15 ani, mai ales în zona, nu mă refer la Vatra Veche, dar zona dezvoltată atunci. Da. Că lucrurile sunt total dereglate și eu nu am speranța că oamenii ăștia o să se înțeleagă nici la următoarele alegeri. Autobuzul de refugiați imobiliari. Da, mă, noi suntem într-o tabără de refugiați imobiliari, asta e teoria mea. Asta e genială. Înțelegi că oamenii ăia fac foarte mulți bani, din câte înțeleg, bă, bravo lor, îi duce mintea, trăim în capitalism, da, nu mai corect. Trebuie să fim egali. Deci eu n-am o problemă personală, chiar îi înțeleg, probabil dacă ăsta ar fi fost jobul meu, gândeam exact ca și ei și ziceam, bă, vând tot la oricine, fraierez pe oricine, dar eu la ora asta, dacă am un cunoscut din Timișoara și mă întreabă de Dumbrăvița, că te întreabă și pe tine, eu cred că îi fac un deserviciu dacă îi zic, da bă, vino că e mișto. Eu aș zice, bă, gândește de 3 ori, de 5 ori, știi? Dezvoltarea aduce de la sine și foarte dar multe... Dar nu e dezvoltare, e sufocare. Bun, în momentul de față... Uite, eu mi-asum o chestie. Da, da, uite, a fost invitat la început în podcast cel care a făcut grupul Dunos, domnul Toma, că îl știi și tu, fost consilier, știu, da, care de, nu mai știu, de mulți ani înainte, de acum, cred că 15 ani, dacă nu mai mult, zicea că Dumbrăvița
va ajunge la 50.000 de locuitori. Deci avea o viziune pe zona asta. Păi, fundamental greșit, pentru că ea nu poate, n-are resursele și capacitatea administrativă să susțină scenariul ăsta. De-aia zic că singura noastră opțiune logică și normală este unirea cu Timișoara. Uită-te ce se întâmplă în Giroc. Și pentru oamenii e aceeași discuție. Da, e aceeași poveste și acolo, știi, e adevărat. Pentru că altfel ai grupuri de interese în Consiliul Local atât de puternice și de consolidate, încât nu se mai poate face administrație, se face reality show. Tu ai văzut, m-am uitat pe un filmuleț prost montat, prost făcut, dar plătit de cineva, da? Despre o stradă unde nu era nimic. Nu era drum, era doar curent, probabil, nu era... se plângeau oamenii aia. Și eu vedeam în spate, vedeam pădurea verde și na, fiind, am zis, bă, să văd unde e strada Zorelelor sau așa. A, în zona Lac. Da. Acolo sunt 4 case sau 5, cred că nu sunt mai multe. Ba, sunt acum, sunt mai multe. Nu, păi eu ce am văzut atunci. A, bun, na, ce ai văzut tu. Dar oricum ele sunt colțul pădurii verzi. Bine, oamenii aia de acolo sunt rupți de Dumbrăvița. Aia în buletin sunt dumbrăvițeni, dar aia sunt rupți. Da, aia n-au nimic acolo. Știi, stai deci... să te gândești, mă, stai când ți-ai făcut casa, tu ce te-ai așteptat? Că o să ai stație de autobuz a doua zi în fața casei, știi? Și aici revin, nu se iei de vină săracii că au construit acolo, se devină șmecheria de acum 10 ani care au băgat iepurii și fazanii în intravilan. Ăia se devină, eu pe ăia i-aș întreba. 10 ani, mai mult de 10 sau ani. Sau când au făcut trecerile astea? În anii 90 a fost Eu am un amic povestea. Din armată care mai vinde terenuri pe aici și el mi-a zis, Florin, tu ești artistul, abar n-ai cum se funcționează. Făceau banii. Da. Era suficient să tragi o mică utilitate, curent. Printre iepuri și fazani. Nu trebuia să construiască. Deja terenul ăla se vindea de 3-4 ori mai. Păi, după aia se mai crește, făcea o mică utilitate. Automat drum, crește valoarea. După când care ai... construiesc cu oamenii și oamenii aia pe bună dreptate zic, păi vreau și eu ce aveți voi în centru. Vreau asfalt. Sau vreau transport în comun. Poți să le zici ceva? Nu. Că conform actelor, ei fac parte din teritoriul construit. Și sunt plătitori de taxe și impozite, nu? Exact, și nu sunt ei de vină. Ei au același drepturi ca și unul care locuiește în centru. Aceleași obligații și aceleași drepturi. Exact. Până la și urmă, noi toți le avem la fel. Omul nu-i de vină, înțelegi? Omul nu-i de vină. Sigur, el trebuia să realizeze, bă, n-o să primesc alea foarte repede, că uite, sunt cam departe de așa, dar le cer, nu? Și am ajuns în situația în care, de fapt, știi, suntem ca un proiect de la... prost desenat de la început. Un proiect eșuat, știi? Stai, cum se spune? Un experiment eșuat. Un experiment, nu, e un experiment eșuat pentru unii, știi? Pentru și care unii, în da. Timp devine atât de problematic că nu mai pot să-l gestionez. Și atunci... Eu cred că în momentul de față oricine ar fi primar... Da. Va, deci, da, poate să vină nu mai contează. Și primarul New Yorkului. Deci, nu, aici, mea, da, aici da, din da, punctul da, meu de vedere, avem străzi înguste, n-avem trotuare, n-avem piste de biciclete, n-avem, din păcate, n-avem. Da, și în zona veche construită nu se mai investește nimic, pentru că presiunea e să luăm ultimul bănuț, să facem nu știu ce drumuri încolo, unde locuiesc niște păi oameni. Da, știi? Pentru că și oamenii ei au niște exact. Cerințe absolut normale. Dar, știi? Fraților, dacă situația atât de critică... Da, dar știi că înainte, da, pe unele străzi din Dumbrăvița, oamenii puneau bani și primăria le dădea utilaje și era un fel de parteneriat public-privat și în foarte multe străzi sau așa s-au pietruit și s-au asfaltat. Adică oamenii, cetățenii au venit cu aportul lor financiar. Da, dar nu mai e sustenabilă. Deci, bun, nu mă, e ziceam că... doar ca și exemplu, că a existat și chestia asta, înseamnă, adică vreau să scot în evidență faptul că și oamenii veneau în zona de ajutor a administrației, adică își doreau și ei să facă ceva, știi? Eu acum simt că, din păcate, eu ca și comunitate suntem low. Să propunem, dacă ne urmărește cineva. O să ne urmărească. Ideea asta, bă, nu... Și dacă nu ne urmărește, să le pare rău. Că avem un podcast fain, mișto. Ideea asta că, bă, nu începem un pic să ne acomodăm cu ideea să ne unim cu Timișoara, pentru că... Ai, deci o să-ți iei acum la hater reală, cum mă, se spune. N-am de ce. În ultima instanță, uite, bine, și dacă aș fi dezvoltator imobiliar, pe termen lung nu pierzi. Nu, pentru că vinzi Timișoara direct, nu mai vinzi comuna Dumbrăvița. Exact, asta tu am vrut să spun. Timișoara, care exact. E un brand bun și da, vinzi da. În continuare. Deci nu asta ar fi chestia, că vorba ta, oricine vine primar, îs atât de multe interese, tensiuni eu zic și că astea încât... Atâtea lucruri sunt nerezolvate da. Și nu se pot rezolva pentru că bugetul da. Este... care este, da.
pe persoană fizică, știi cum se zice, este da. Care este, că asta da, e, da, nu da. Este. Adică da. Sunt bani, dar nu poți să acoperi. Dacă noi suntem săraca comună bogată, știi? Da, să știi, cel mai... Este un paradox, e, da, exact. Suntem bogați bună... în teorie, în realitate suntem mai săraci decât o comună aflată la 30 de kilometri de Timișoara, care nu s-a dezvoltat atât, dar are o fabrică, are un automotiv. Uite-te, Ghiroda. Ghiroda are un buget mult mai mare pentru că are aeroportul. A, poftim. Deci, despre poftim. Ce vorbim? Poftim. Deci e... Planul mare. Planul mare Cincinal. Pentru Timișoara ar fi ca toate zonele metropolitane să se unească. Păi asta era vorba știi? De pe vremea lui... Și în momentul ăla le zici ăștia din Cluj pa. Au Wiedersehen. Da. Da. Gata, da. În momentul ăia îi lăsam pe toți în urmă. În momentul în care Timișoara ar avea 500.000 de oameni, peste 500.000 de locuitori, cu totul integrat, da, da, frumos, cu zonele periurbane, inclusiv da. Cu zone verzi și un concept de ăsta verde. Că uite, Cosmin Tabăr a zis bine la întâlnirea noastră, de ce nu facem o zonă de legătură între Bistra și Pădurea Verde? Da, să facem o perdea forestieră. O zonă, apropo de biodiversitate, da. Înțelegi, în secolul 21 ai putea să gândești proiecte complexe da. De astea în care să unești cele două pădurici, cheles păduricilor astea, în loc să facem parcul. Și o idee mișto. Care acolo s-a discutat. De asta ar fi planul mare. Imaginează-ți o Timișoară peste 500.000 de locuitori. Metropolitană, da. Barosană, în momentul ăla, ăsta, Emil Boc și cu prietenii, poate să se ducă la culcare, pe bune. Da, înțelegi? Interesant. Asta ar fi un plan mare. Dar pentru asta îți trebuie politicieni cu anvergură în Timișoara și cu cojones. Și nu sunt. Asta e părerea mea. Și să lase un pic orgolile deoparte. Nu e vorba de orgolii. Este un proiect pe care poți să-l vinzi foarte bine și în Dumbrăvița și în Timișoara, dar trebuie cojones. Nu poți să, cum să zic, nu poți să fii un om de ăsta care ești tot timpul în defensivă, că te mușcă nu știu ce consilier de fund. Nu faci asta. Aici îți trebuie o gașcă de politicieni. Femei aș propune eu, mai degrabă. Deci niște doamne cu cojones care să vândă un proiect și în momentul ăla Clujul, îți spun, ar rămâne în liga, ar trece în liga B. Liga secundă. Liga da. Secundă. Pentru că ăsta ar fi planul la, că e o dinamică, știi, în jurul Timișoarei, de ce să știi să te opui la ea? Bă, dă-i drumul, gata. Hai să facem o Timișoară dodoloață, Marea Unire. Și în momentul ăla orașul ăsta va fi, nu în România, cred că în toată regiunea va fi o forță. Știi că ai Serbia, aproape ai o grămadă de da, chestii. Da, Serbia, știi? Ungaria, da, e normal. Dar îți trebuie politicieni cu viziune, știi, ca să faci chestia asta, știi? Până atunci... Eu și tu la fel, știi da. Foarte bine că am auzit de povestea cu zona metropolitană de foarte bun. Mulți ani. Era un proiect să ne unim cu Aradul, cu... dar ăla era o șmecherie, a fost și un proiect bun, de aia e altceva, unire da. Cu Aradul, dar a fost o vorbesc șmecherie... De prima dată când a ieșit porumbelul cu zona metropolitană, da. Când se întindea zona, de fapt, și acum, dacă stau bine, să mă gândesc, până la Peciu Nou se întinde da. Zona metropolitană. Sigur. E o zonă foarte mare. Șag, tot. Da, toată da, zona, deci... Ghiroda, tot ar da. Trebui să intre în oraș și tu să-l gândești atunci și să respire orașul. Pe o rază de 20 știi? De kilometri, dacă să nu mă să externalizezi o grămadă de... și să creezi mai multe centre, că de fapt asta e mișto și în Occident, că tu vezi că, bă, München nu are un centru istoric, dar de fapt el are niște subcentre. Subzone. Da. Una universitară, dar care sunt verzi, sunt mari, sunt cu lacuri, da, știi? E structurat bine pe zone, asta da. E ideea, să le structurez. Da, că de fapt asta-i cumva... Ce proiecte mai ai? Acum, la ce lucrezi, apropo? Trebuie să terminăm rodul, nu? Că ăsta da. E proiectul nostru, mai avem câteva... Uite, am fost la Novi Sad, nu știu dacă ai apucat să vezi, cred că a fost cea mai tare expoziție foto pe care am organizat-o în ultimii 3 ani, în piața Ochko, care se cheamă Nailon. De la da, Nailon, da, 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 da. Am făcut poze cu Vali și cu Virgil săptămâna trecută și în weekendul ăsta le-am expus acolo și a fost rupere. Adică se opleau ăia cu pleșcavița în gură și se uitau la pozele alea mari color, care erau cu ei, cu ei de fapt, da, sau da, oameni da. Ca ei. Da, da, da. Deci îți spun, cred că a fost cea mai interactivă. Sigur, la final, cei care s-au recunoscut, au venit fii, verișorii și au zis, păi ăsta e preotul de la mine, da, nu da, știu. Da.
Le-am dat pozele, că noi asta facem, da, expunem la și sfârșit, la finalul zilei poate să ia pozele gratuit. Asta a fost o chestie foarte, foarte tare și vrem să facem tot pe sistemul nailon, ori la Flavia, ori la piața Mahala. Din Mehala, să facem cam aceeași chestie. Cu asta mă ocup acum. Eu mai am un proiect de documentar animat despre dudeștii vechi, de la o idee plecată cu Rafa, tu-l știi, un alt amic de-al nostru. Și discutam cu Ramona, cu soția mea, băi, ar trebui să facem un film, știi despre cine? Zi. Despre acest festival care se cheamă, nu știu cum, Imaginarium Galactic, nu știu festivalul cum, de science care, fiction. Care eu nu sunt convins că el există decât în imaginația mea. Eu am crezut la început când a apărut, am zis, bă, mi s-a părut că va fi un festival de science fiction, de fizic nu, n-ai nu găsit dovezi. Eu nu știu pe nimeni care să fi fost la o proiecție, dar am văzut niște poze cu un televizor într-o bucătărie, cu domnul primar, cu asta, Margareta Nistor, și am zis, bă, și eu aș face un film foarte personal despre un festival care, știi, ca filmele tale, alea, care, știi? Ca există în imaginația noastră, dar primăria Dumbrăvița poate îi dă bani, dar poate îi dă în imaginația primarului. Știi? Aia mi se par genial. Deci tu îi zici imaginarium, tu nu prea exiști, că nu știi unde se întâmplă. Și ideea asta unui festival care se întâmplă în mintea noastră e de fapt o instalație, mă, e o chestie foarte tare. E o instalație că toți ne concentrăm asupra unei chestii, asupra unui festival de film, dar el există în imaginarul fiecăruia. Nu s-a făcut în lume. Ăsta ar merita un documentar. Deci festivalul Imaginarium, și el chiar așa se cheamă, al imaginației. Deci noi imaginăm că el există. Mie mi se pare o chestie intelectual foarte challenging, foarte provocator. Este, să știi că este. E un subiect interesant. Și culmea ar fi ca ei să existe în realitate, atunci aș fi dezamăgit. Știi, dacă și-ar merge lumea la el, s-ar arăta subiectul, știi? Dar până acum, toți anii ăștia, că a fost pandemie, am înțeles de ea, ei n-au prea existat, dar și-au făcut foarte mult PR și noi am început să ne imaginăm. Și eu le doresc tot binele, știi? Dar să rămână așa imaginari, știi? Ăsta ar fi un subiect, de zis, pentru, să face, pentru știi? Cei care nu te-au cunoscut până astăzi, tu ai mai făcut multe documentare și... Apropo, Odessa, unde se vede? Odessa nu se vede, dar uite un documentar... Despre decreței l-ai postat undeva? Hai să vorbim despre asta recente, făcute împreună cu prietenul nostru Călin Meda, nu? Despre Boema Timișoreană, păr, nu? Da. Care l-am lansat anul trecut. Am avut onoarea să lucrez și eu acolo. Și ai lucrat și tu un pic acolo, da. Un pic chiar mai bine, că stau să mă gândesc. Deci noi facem mai multe proiecte locale, dar... Acum eu sunt într-un shift, știi, de când a apărut chestia asta cu capitala culturală, m-am dus... Te-ai axat mai mult pe zona asta. Pe zona asta, cu Mirod Festival și nu numai. La anul, de exemplu, noi am aplicat la niște finanțări norvegiene și sunt implicat în proiectul de la Cinema Studio din Timișoara. Dar apropo de sala de aici, nu? De Căminul Cultural. Casa de Cultură. Casa de Cultură. Băi, nu există o discuție serioasă, nu poți să o lași așa. Păi ia în momentul de față, știi? În afară de faptul că susține școala cu sălile din da. Lateral, că asta da. E un mare noroc că avem unde să-i băgăm pe copii. Aia, da, e o chestie utilă. În afară de asta, sala centrală, sala de spectacole, acolo fac copii sport, mai fac tot judo. Tot terenul mai... ăla din jurul ei, uite, noi am organizat evenimentul acolo. Vreau să zic că lumea din Dumbrăvița nu știe unde e Casa de Cultură. Foarte mulți nu știu. Și ea, de exemplu, n-are o intrare principală. Tu ai văzut, nu există un drum de acces de la șosea. Zona aia, din ce am înțeles de la actuala administrație, se va face o zonă de agrement gen parc. Bă, o zonă eu cred de că ei se grăbesc pentru că ei n-au făcut niște consultări publice. Nu știu. Vor să deschidă un col de proiecte. Vor să deschidă un col de proiecte pentru aranjarea. Nu, eu zic cum am lucrat noi la studio, nu? Că ăla e un cinema total transformat. Acolo a venit un partener privat, Groupama, ne-a chemat împreună cu Institutul Francez și a zis, voi, din domeniul ăsta film, din Timișoara, nu eu, Ceau Cinema, Timișor și mai multe organizații, voi cum vedeți studio refuncționalizat? Bă, și ne-am dat drumul la imaginație, apropo de imaginarium, și studio astăzi va fi în octombrie va fi inaugurat, va fi un hub cultural în gândit. Noiembrie. În octombrie anul viitor, va fi un hub cultural gândit
culmea, pe o idee care, cum să zic, nu mai are nimic cu ideea de cinema clasic început de secol 20, cum era el. E total modificat în interior. Exact asta se poate face și cu sala asta enormă, care acum e o catastrofă din multe puncte de vedere. Din păcate, da. Dar ea poate fi regândită și mai ales zona din jur. Înțelegi? Apropo de format o comunitate, de adus industrie creative aici, știi? De ce să nu-i, tu știi pe Vali, nu? Vali ar fi un om care ar putea să-ți, împreună cu voi, să utilize un studio de ăsta și să facă, nu? El are un Iosefin, o chestie. Sunt o grămadă de lucruri. Atâta timp cât autoritățile stau ele acolo în toaletă și discută cu niște copii de la București despre cum trebuie să arate ecosistemul cultural, nu o să iasă nimic spectaculos. Iar nu e o soluție. Soluția de arhitectură trebuie să vină după o discuție cu comunitatea, nu înainte. Înțelegi? Deci tu consideri că ar trebui să se facă o dezbatere, da, cu oamenii? Da, sigur. Să lași arhitectul să facă ce? Tu trebuie să-i, cum am făcut noi cu arhitectul nostru de la studio, noi am spus ce funcționalități vrem, ce nu vrem. Că vrem oameni acolo și că nu dăm filme la studio. Atenție! Și nu-i vrem numai la bar, îi vrem să lucreze, de exemplu, că vrem să facem birouri, că vrem, da, să vină lumea din zona linii de fotografie. Linii de montaj, de creație, de fotografie. Jurnalist, da, să jurnalist, stea, da, acolo tot timpul. Vreți să faceți un hub, de fapt. Da, și să lucreze, adică va fi un hub, după modelul incuboxului, să zicem, da, dar în domeniul ăsta cultural, film, foto, jurnalism. Da, creație, da. Și atunci arhitectul după aia s-a apucat de treabă. Că nu e o chestie de estetică și de... Știi? Și asta n-are Timișoara, de fapt. O să aibă acum prin cinematografele astea, o să-și construiască niște spații, dar asta ar fi discuția de fond. Băi, înainte ca să chemați arhitecții, discutați cu comunitatea. Ceea ce n-au făcut. Primăria n-a făcut și n-are un dialog, de fapt, cu comunitatea. Nu știu, pentru că nu poate. Poate e o tensiune, nu știu, continuă în primărie și nu vor să se expună, dar... Eu n-aș reamenaja toată zona aia și cu sala de sport și cu asta, decât dacă aș găsi un concept discutat cu comunitatea înainte, după aia aș chema arhitecții, peisagiștii, ce vrei tu, vânătorii, pescarii sportivi, și atunci oamenii ar ști, ok, avem obiectivele, task-urile astea. Eu sunt foarte mândru de ce ne-a ieșit nouă la studio și de ce va fi acolo, pentru că va fi cu totul altceva decât se așteaptă toți. Toți credeau că vom reamenaja o sală de cinema, dar noi am intuit deja problema care există acum. Timișoara va avea prea multe cinematografe. Ideea este cum să faci un loc vizitat și... Să fie permanent lume. Permanent lume, în, da, condiție în care tu ai deja o grămadă de cinematografe în oraș. Că aici ai, și ai Netflix, și ai... Și ai Disney și Plus, pierdut, și HBO Max, și așa mai departe. Habitul de a Amazon merge la cinema. Oamenii nu mai merg ca acum 10-15, nu mai discut... 30, da, de ani, da, știi? Deci și aici ar trebui o discuție. Asta lipsește noi ca să fim o comunitate, cum speram eu acum 10 ani. Acum deja zic eu un pic târziu, adică nu mai vorbesc cu tine astăzi și la următoarea ședință mă întâlnesc cu Ionel, care deja a venit cu autobuzul ăla de refugiați imobiliari. Și e greu, știi? E greu să ne mai știm, să ne mai înțelegem. Dar ca să fii o comunitate, tu trebuie să ai discuții. Dunosul e bun, parțial, știi? Mulți îl înjură, mulți îl critică, mulți stau pe Dunos, deși îl înjură, știi? Mie mi se pare că e un schimb de idei acolo, că e miștocăreală, că e nu știu ce, că e nu știu cum. Și asta face parte din viață până la urmă. E un rudiment de comunitate, e ok, adică îți faci o idee, e și util de multe ori că afli lucruri, mai găsești un cățel, o pisică, și e un lucru important pentru o comunitate. Este un serviciu informal de găsit animale pierdute, e util. La ăștia care țin la animale, cum suntem și noi. Da, da, da. Dar aș merge mai departe, știi? De exemplu, Dunosul ar trebui, de fapt, să organizeze propriile lui, uite, cu tine, să faci tu un parteneriat cu ei și să facă propriile lor show-uri, înțelegi, în care să vorbească comunitatea. Că politicienii mie îmi dau senzația că nu se înțeleg și că clar au interesele lor atât de puternice personale încât, cum să zic, nu sunt capabil de fapt să ne adune în jurul lor. Ăsta e și vorba ta. Oricine ar veni, poți să-i primarul Berlinului, îl aduce aici, îl fac ăștia praf. Înțelegi? Praf îl fac, înțelegi? Îl praf. Adică... Pleacă cu autobuzul care e gol. Da, exact. Deci îl fac pulbere, încă friți, eu zic că și friți atacat la Timișoara masiv.
și uneori pe bună dreptate, dar nu intrăm în discuții de fond, dar ce se întâmplă aici e la nivel de reality show, de Big Brother, de Adela, cu spart farfurii, deci mai faza asta urmăresc și atunci mie chestia asta îmi dă un sentiment, crede-mă și aici nu glumesc, de insecuritate. Eu când văd că în Consiliul Local în continuu sunt tensiuni, eu zic, bă, vindeți casa și du-te unde sunt niște oameni normali. Aici o problemă. Pentru că ăștia sunt în stare, mâine, nu știu, să îți construiască o fabrică de tractoare sau să le dea la continuu. Bine, n-ar fi rău să construiască, că este teren pentru zone. Nu știu, glumeam. Să le zică ăștia de la Continental, prin nu știu ce chestii, bă, mai faceți-le. Eu zic, aici asta e problema, că avem prea puține fabrici în zonă, adică nu în zonă, prea puține fabrici pe zona industrială, că ar trebui, astea generează bani la buget. Da, dar uite, asta e problema, știi, tu ești dormitor, toată lumea pleacă la lucru în Timișoara. Și-și cheltuie banii în Timișoara, majoritatea. Exact. Pentru că asta este adevărul. Mergem la... Au rămas tot cu aceleași pizzerii, cam cu aceleași chestii, greu. Da, ei, și încercăm. Știi? Unii dintre noi au mai încercat și mai încercăm să ajutăm. Eu-ți spun, asta insist pe ideea asta, măcar să ne acomodăm, să nu sărim toți ca nebunii. Unirea cu Timișoara merită măcar discutată. Și dacă Dumbrăvița s-ar uni cu Timișoara, l-ar genera un efect. Merită discutată și în Timișoara, merită discutată și aici. Și vorba ta, negociată. Știi că eu n-aș vrea să-mi pierd funcționarul meu bun de aici, de la primărie. Ei, cum am spus, poate să devină ca un sector unul dintr-o masă de funcționari. Nu, că eu sunt foarte mulțumit de serviciul lui. Sau învățătoarea de aici s-o pierd. Eu nu vreau să o pierd. Nu, noi vrem să creștem calitatea, știi, școlii. Dar poate vreau și un liceu aici, poate vreau și o secție a unei facultăți, poate vreau un mare bazin olimpic, poate vreau un concept integrat verde, dar pe bune, adică cu... rezervoare de apă, cu păduri, cu piste de bicicletă, poftim, vreau o chestie, știi? Nu poți așa să tu ai văzut în străzi care n-au loc de trotuar. Păi asta spuneam, cum ai dat aprobare la ea să împartă terenul? Nu, dar sunt foarte multe străzi în care casele sunt construite în sistem așa, adică nu știi unde ar trebui să fie linia de trotuar trasată. Sunt niște construcții oribile, arhitectonice. Adică sunt niște înșiruiri de alea de tip CAP, de tip fermă de animale, adică eu stau să mă gândesc, mă, trebuie să fii foarte disperat să-ți cumperi o casă într-un duplex înșiruit de ăla, pentru că ești mai rău ca la bloc, măcar ăla de pe penthouse, măcar ăla avea intimitate. Aici tu ești unul lângă altul. N-au lăsat nici loc pentru să-și parcheze o mașină în fața casei. Deci aici au fost niște abuzuri în zona asta, știi, absolut inimaginabile, știi? De care nu se mai pot repara. Da. Nu se mai pot repara. Nu se mai, dar se continuă, dacă ar fi după mintea unora, ar construi de aici încolo blocuri, că am înțeles că construcția de bloc e cea mai rentabilă. Bă, bravo! Știi, dar tare mi-e teamă că oamenii ăștia vor reuși să-și impună punctul de vedere. Și noi va trebui să plecăm cu, după urmele, nu Robert Șerban, nici n-am știut că el a plecat. Da, s-a mutat, da. Da. El e un tip, să știi, abil, Robert. Deci am s-a înșelat. De când le știu pe Robert, el nu e un fraier. Deci, știi? Atunci, da, să plecăm, că nu o să ne... Eu zic să mai stăm și să ne luptăm și să încercăm să îndreptăm, nu să îndreptăm lucrurile, să impunem un anumit ritm. Că nu, dacă prea renunțăm... cum, nu prea ai cum, pentru că oamenii care o să-ți intre în Consiliul Local, toți o să fie cu agenda imobiliară, toți. Eu nu știu, nu cunosc ce aprobări, ce se întâmplă acum. Cred că un pic s-au mai stopat toate minunățile astea, vreau să cred, cu noua administrație, dar ne urmărind și nepricepându-mă foarte mult, dar îți intră oameni cu agenda imobiliară și asta trebuie să înțelegem. Un om care e politician, dar are un interes personal, întotdeauna își vede de interesul lui personal. Și, să fiu cinstit, dacă eu aș fi în poziția lui, nu bag mâna în foc, aș face altfel. Sau tu. Hai să nu fim ipocriți. Înțelegi? Dar nu suntem în poziția lui și nici nu vrem să fim politicieni. Și așa vom încheia podcastul, să nu fim ipocriți. Da, eu zic că să nu fim ipocriți. Și să ne unim cu Timișoara. Să ne unim cu Timișoara. Unire! Dumbrăvița vrea unire. Mulțumesc, Florine. Ceau, ceau. Mersi.